citesc punctele, nu le mai citesc. Încă o dată. Le Hai, citesc. da. Daniela zicea că lucrăm pentru Valentin. Ne-a trimis mama punctele. Da. Este un tânăr de 26 de ani cu probleme de la 8 ani, prima criză de panică. Are depresie severă, anxietate, frici, autoinduse, stări de rău când iese din casă și se află printre oameni, atacuri de panică, primul atac la 8 ani, deficit la înghițire, lipsa aerului. Alergii la praf, la căldură, intoleranță la lactoză și după fiecare masă se simte balonat cu dureri de stomac, palpitații la inimă, lipsă permanentă de vitamine și minerale și tot timpul spune că simte o stare de lene. Deși are 26 de ani, corpul lui arată ca unui copil, dacă are legături karmice cu bunica, mama mamei, pentru că mama îl visează tot timpul în casa bunicii, și mama se simte condiționată de el, de Valentin, pentru că de mic, are aceste probleme. De văzut, relația karmică ne scrie cu mama, cu tatăl adoptiv, tatăl actual și tatăl biologic a fost absent de la 5 ani. El are, Valentin, un proiect, deci lucrează mult pe calculator, ne-a mai spus mama. Da. Ce ar mai fi de spus în timpul sarcinii? Mama s-a rugat să aibă un copil ca și Isus, frumos, bun și sănătos, la sugestia bunicii din partea mamei și în plan fizic, prietenii îi spun Isus. De ce a ales-o pe mamă, ca și mamă, planeta de origine, dacă este, grad de conștientizare la începutul și sfârșitul sesiunii, vibrații. Tăierea și ruperea tuturor cordoanelor, stringurilor, contractelor cu orice entitate nebenefică lui din toate viețile, timpurile, spațiile și dimensiunile. Canalul de abundență, transmiterea informațiilor, familiei, prietenilor și cunoscuților. Are și o prietenă, da? Da. Avem acord de publicare. Și încep inducția, Daniela. În sfârșit. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și simți cum cu fiecare respirație a ta îți dubleze această stare de relaxare pe toată durata inducției. 8. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. 7. Simți cum spatele tău se îngreunează. 6. Abdomenul este greu. 5. Este greu. 4. Mâinile sunt grele. 3. Capul greu. 2. Pleoapele sunt grele. 1. Corpul greu. Acum, Daniela, număr de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu sufletul lui Valentin. 1, 2, 3. Da. L-am în fața mea, l-am atins.
I-am trimis informații și spune da, știu. Acum am E. altă treabă. Ce treabă faci? Hai să vedem unde este. Da, deci din timpul inducției mi-a apărut imaginea lui ca și cum ar fi triplicată. Ba mai mult de trei imagini, patru, cinci care se întrepătrund. Am citit informația de la început că erau holograme. M-am dus pe fir pe legătură și este el într-un gen de, parcă ar fi o capsulă. Nu este pe Terra această construcție. El fiind înăuntru în acea capsulă cu un gen de ochelari din aceștia, parcă sunt cum se joacă acum cele Ăștia jocuri cu virtual. 3D, ăștia Da. virtuali, exact. Corpul lui energetic este complet înnegrit și are un gen de manetă, așa ca la excavatoare, știi, care o plimbă ca și cum O ar manevrează, adică o. direcționa, ar manevra. Da, da. Ce manevrează? Exact. Spune Întreabă. că aceste proiecții ale lui. Păi, el și-a făcut proiecțiile astea? Zice, da, așa nu mă mânjesc în lumea voastră murdară. Lumea lui A care este? voastră. O lume virtuală. Deci lumea lui Dacă, este lumea virtuală. da, dacă mă ridic Așa. deasupra, este un gen de sală de control. Sunt trei arhoni aici. Da. Este rotundă acea sală circulară cu computere cuantice de jur împrejur. Sunt sute astfel de capsule și de PS-uri în aceste capsule. Ca și cum sunt băgate în același proiect. Aici, în capsula aceasta, el este 80%, iar gradul de conștientizare undeva la între 6 și 7. Ca vibrație, 252 de la 1 la 1000. Da, mică, foarte mică. Da. Și discut cu el Da. în sensul că îl întreb, îi spun să mă lămurească și pe mine un pic Ce ce cu proiect proiectul este ăsta, ăsta jocul și ăsta? da, ce face el de fapt. Zic și cu viața de Valentin ce Este se una din întâmplă. cele cinci proiecții holograme? Râde și îmi face așa cu degetul. Zice, da, pot să-mi crezi câte holograme vreau. Ce Dar câte are acum? experimentezi tu într-o viață, eu pot să experimentez în 5-6, în Și acum același câte timp. vieți experimentează concomitent? Îmi face că în 5. În cinci astea, da? Holograme. Da. Aici, în viața lui Valentin, cât are cât din suflet este în Valentin? 25. În celelalte? Hai să ni le spună pe celelalte patru. Și unde sunt? Pe ce corpuri cerești sau dimensiuni? Deci asta una e Valentin, cea de-a patra undeva între Norvegia, Danemarca, nu știu, țările astea nordice, este un copil de 3-4 ani blond, tuns așa parcă castron.
se joacă cu o minge în fața casei. Este Știu linie, casa așa. e linie reală, Daniela? Zice când vreau, da, când nu, nu. Adică, există copilul ăsta efectiv în Norvegia? El zice există, că eu l-am proiectat. Este o imagine de-a mea. Așa. Hai să vedem mai departe. Altă hologramă. Este undeva prin Jamaica. Da, a câta hologramă e asta? A treia. A treia, în Jamaica. Un cântăreț de culoare. Parcă seamănă cu acel cântăreț jamaican, cu căciula aia încolorată, Da. roșetată, parcă așa arată, un gen de Hai să bar vedem și cât acolo. pese are în fiecare hologram. Asta băiețelul blond. 22. 22. Acum în Jamaica. Între 18 și 19. Hologramă 2 și 5 mai are. Da. Mai avem, nu mai avem trei, mai avem două. Oh, da. Holograma 2 Da. și 5, zicea. 4 și 5. Bine, 4 și 5, că eu am zis cum mi l-ai dat. Așa. Da. A patra. Bolivia, între Bolivia, Peru, zonele Acolo. respective, este o femeie îmbrăcată așa, colorat, cu Da, acele, cum portul spune, acela portul acela, da, testute. cu multe culori. Duce ceva pe cap, are un gen de tarabă, vinde acolo produsele respective. Xenia are aici, femeia aceasta. Patruzeci și opt, Ok, acolo. cam așa. Cât pese este? 17 și 18. Și la cincea. Este o zonă arctic, îmi vine. Îmbrăcat parcă eschimos. Da. Ok, Daniela, toate astea sunt în aceeași timp, acum, actuale, sau sunt și pe în alte epoci? În trecut, în viitor? Viitor nu, cred. Doar asta cu eschimosul e Din din trecut. trecut. Bine. Am văzut. 1940, cam așa. Am văzut, da? Deci vrea ca și suflet să experimenteze mai multe experiențe deodată. Da, Cine a da. dat ideea asta sau de După unde? poziționare, văd că s-a poziționat prin toate zonele cât mai Terei. răsfirat. Da. Da. Ideea asta i-a venit lui așa pur și simplu, sufletului, sau pur și face parte din proiectul ăsta în Da, care se află? face parte din acest proiect. Și s-a părut o idee extraordinară. Să experimentez așa, spune. Astfel capăți mai multă experiență într-un timp mult Scurt. mai scurt. Dar dacă ne uităm, Daniela, la celelalte, să zicem, în care experimentează corpuri, din punct de vedere al bunăstării
al binelui, beneficității. Experimentează, e Acel, fericit într-o viață de asta? acum mă uitam la acel copil, este astmatic, se pune un gen de mască cu spray-ul respectiv, văd și noaptea că se trezește, se sufocă, deci Deci nu e bine. probleme nu e bine, da. Valentin și Valentina e astmatic sau are diverse probleme când îi lipsește aerul, când simte diverse, da, ce am citit. Da. Acea femeie are probleme cu oasele, cu structura osoasă, îi văd degetele de la mâini Îndoite. așa îndoite, încleștate, suferă și de artrită. E mai multe Cel din boli Jamaica, interesul. cronice. E bolnav de ficat. Așa. Ochii parcă sunt albul ochilor, parcă e galben, așa. Și mai avem eschimoșul. Deja, mai ca nu mai are și probleme cu sistemul nervos, tremură mult mâinile. Cu stomacul eschimos. După digestia, da? Da, zona, Pe care da. și Valentin observăm că este sunt probleme cu digestia Da. mari, intoleranțe. Ca și cum toate aceste patologii, hai să le zic așa, le resimte toate cele cinci proiecții Adică ce ale are, lui. Are ce unul, au are patru și proiecții, resimte a resimte. cincea, de la toți. Da. Inclusiv ale ei. Așa. Deci începem să dezlușim câte ceva din proiectul ăsta, da? Da. Păi și ce vrea să... Până la urmă, proiectul, care este obiectul proiectului? Că înțeleg că să experimenteze, asta este așa, ce ne-a spus pe la suprafață. Noi vedem că, practic, se testează rezistența corpului uman la cât mai multe patologii. Eu asta înțeleg de aici. Se testează Daniela? Probleme ne dau de toate felurile avem în sesiunea asta. Auzi, Dana? Daniela? Daniela? Mă auzi? Daniela? Mama, mă auzi? Să vedem unde e problema. Eu. Da, mă auzi, da? Bine, așteptăm să intre Daniela atunci. A ieșit și va reintra. Daniela? Alo, mă Da. auzi? Vorbeam singură. Păi vorbeai singură, că și eu țipam, nu țipam, ziceam Daniela, Daniela. Deci problema a fost la tine acum, că m-a Așa. auzit și am rămas cu Sanda. Deci avem, ok, hai să vedem, mergem mai Avem, departe. da, păi, cu arhon. Cu trei arhoni. Așa. Deci Da, ziceam deci că noi este. am înțeles ce am înțeles până acum din proiectul ăsta, ziceam, da? Da. Ți-am spus, este un proiect arhonic. Deci, trimite părțile subliminale să experimenteze astfel pentru a le ține în imposibilitatea de a crește vibrațional, ca să zic așa. Și ca și conștientizare. Exact, ca și cum le vinde o chestie, dar practic în spate este altceva. În spate, intenția de a bloca părțile, partea subliminală, da? Pur Da, și și ea simplu. ține pur și simplu blocată practic într-o lume virtuală mai mult.
Proiecția ei fiind transmisă de aici, din această capsulă. Da. Înțelegi câte ceva? El e concentrat acolo la Acolo, da, să-și geamă. mențină aceste proiecții, da? Da, da, da. Dar își amintește Daniela Valentin când și cum a intrat în acest proiect? Are această amintire? Nu știu, în partea, zona creierului energetic, ca să zic așa, există ca o placă de bază. În momentul în care l-am întrebat și i-am cerut informații, ca și cum se scurcituitea, știi, ce erau acele legături, acele cabluri, cum încercau să facă anumite conexiuni. Ca și cum are un chip acolo. Da. Poate o memorie. Da, este o memorie. Am dat așa roată la toate acele capsule și toate aceste PS-uri care se află în acest proiect au implantat aceste Chipuri. plăci de bază, aceste chipuri, da. Asta e prima, să zicem, primul grup de holograme pe care și le administrează el, aceste cinci vieți, sau mai avut și altele? Că șase. Încă șase Grupuri. grupuri de holograme. Da. Ok. Lui Aș se vrea pare să lăsăm aici distractiv. așa. Zic, lui se pare distractiv, Îi se pare zice, distractiv, sigur că da. posibilitatea asta de a-și alege el, ca și cum are mână liberă în sensul ăsta, de a-și alege experiența, unde, în ce parte a globului Dar el aici dorește să unde este experimenteze. Daniela simte ceea ce simt aceste cinci proiecții? Acele corpuri? Nu. Nu simte nimic, da? Nu. Dacă, uite, hai să facem o probă, spune-i, că ar să intre înăuntru lui Valentin și să aleagă orice experiență. Uite, o zi din viața lui Valentin, să aleagă o zi din viața lui Valentin și să se lase să simtă tot ceea ce simte Valentin. Într-o zi normală. Vrea să fac asta? Deci, cred că așa facem toată sesiunea. Da, te aud, te aud. Acum, așa o să facem. Facem ce putem, Daniel. Nu avem altă soluție. Așa, și ziceam, vrea să coboare și să simtă ce simte Valentin într-o zi de viață, din viața lui Valentin? Deci asta ziceam, că toate aceste informații, toate aceste stări sunt preluate de acel chip implantat, iar apoi sunt proiectate la acești arhon pe acele ecrane, la acel computer cuantic. Are vreo libertate, cum să zic, poate să facă ceva independent de ceea ce spune chipul? Să ia o hotărâre, să facă ceva, cum i-am zis înainte. Mă auzi? A, deci iarăși nu... Cade linia. Daniela, mă auzi? Tana. Daniela? Opresc înregistrarea și reintrăm, Sanda.